Pace, pace. Știți de la ce distanță am venit eu? Între Portland și Franța, Doamne mare, 15.000 de kilometri, nu știu cât e. Dar eu am venit 15.000 de kilometri. Voi puteți să veniți 20 de metri în față mai încoace? Eu sunt mai slab la vedere așa cât de cât și vreau să văd fețele oamenilor. Dacă ați putea să veniți mai în față, ar fi foarte bine. Poate și voi puteți să veniți un pic. Pe nimeni mă cheamă Andrei și calitatea mea cea mai mare este că sunt soțul soției mele, Cecilia, care nu poate să fie de data asta cu voi aici, poate data viitoare. Eu sunt căsătorit de vreo 37 de ani, am 4 băieți, 2 generații, unul de 35, unul de 33. După aia cumva s-a întâmplat că a fost o pauză, 14 ani. Și ăsta e al meu, al doilea băiat al meu. Timp de 7 ani s-a tot rugat în biserică. Nu știu dacă voi ați auzit vreodată rugăciune de genul ăsta. Se ruga cu glas tare și spunea: Doamne, dă-mi o soră sau un cățel. Ori una, ori alta. Și după 7 ani de rugăciune ăstuia, s-a născut al treilea și după aia al patrulea. Am 4 băieți. Am 64 de ani, mulți înainte. Dar alte întrebări mai mă întrebați voi. De obicei, după o sesiune sau două de genul ăsta, oamenii vor să afle, să ia contact cu mine mai târziu. Puteți să-mi scriți la... Aici se vede ceva? Nu se vede. Se vede. Asta e e-mailul meu, adresa mea de e-mail. Asta e telefonul cu care mă puteți contacta pe WhatsApp. Este diferență de orar destul de mare. Voi veți face socoteala undeva între 5 dimineața și 11 noaptea, ora mea, puteți să mă sunați. Mai mă sună oamenii și la 3 noaptea. Sunt lucruri toate foarte importante. Într-o zi, o soră m-a sunat la 3 noaptea și mi-a spus, de aici, din România era, și mi-a spus că și-a pierdut portofelul. Era dificil să fixez problema aia din Oregon. Am întrebat pe sora aia, dar unde ați pierdut? Zice, sunt sigur că am fost cu el în casă, dar nu știu unde l-am pus. Acum, poate dumneavoastră să știți să rezolvați problemele astea, unele pe mine mă depășesc. Dar ce aș putea să rezolv, încerc să rezolv. Am să vă citesc un text din Matei, de la capitolul 7, versetul 9, și spune așa: cine este... Am băgat de seamă că voi vă ridicați în picioare de fiecare dată când citim din Biblie, parcă, și nu vreau să vă stric obiceiul, haideți să ne ridicăm. Cine este omul acela dintre voi care atunci când fiul său îi cere o pâine, să-i dea o piatră? Sau care atunci când acesta îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Așadar voi, ca sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, le va da lucruri bune celor ce le cer. Tot ceea ce ați dori, deci, să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Intrați pe poarta îngustă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc. Doamne Dumnezeul meu, vine înaintea Ta. Tu mă cunoști, slăbiciunile pe care le am și nevoile care le am. Dar aici sunt o mulțime de oameni, Dumnezeul meu. Sunt surori, sunt frați, sunt copii și fiecare dintre ei au nevoie, așa cum am și eu.
din pricina numelui Tău, pentru slava Ta și pentru binele oamenilor, fii și Tu cu mine în ziua de astăzi. Îmi aduce aminte de greșelile mele, cine poate să stea în picioare. Adu-ți aminte de mine, adu-ți aminte de fiecare dintre noi, Tu ne cunoști pe fiecare pe nume. Venim înaintea Ta să-și cerem să faci minuni mari în viața noastră. Venim să te rugăm pe Tine să rezolvi lucruri pe care nu le putem rezolva. Dacă am fi putut să le rezolvăm, nu ți-am mai fi cerut ție. Dar sunt lucruri care ne depășesc. Îndură-te de fiecare familie care este aici, de fiecare părinte, de fiecare om în vârstă, de fiecare copil care s-a născut poate săptămâna trecută. Binecuvintează-ne cu prezența Ta aici și în fiecare din casele noastre. Amin. Puteți să stați și în picioare, dar mai bine stați jos, da. Ne spune aici despre cale strâmtă și despre cale foarte largă. Ne spune despre ușurința cu care se umblă pe o cale strâmtă, pe o cale largă, și dificultatea pe care se umblă pe o cale foarte, foarte strâmtă. Copilul nostru, în general, sesiunile astea care le-am pregătit eu, eu pot să și schimb lucrurile dacă îmi dau seama că aveți alte nevoi decât ce am crezut eu și ce am mai vorbit cu frații. Sesiunile astea vor avea de face cu felul în care Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră, în casele noastre și în familiile noastre. Una din tragediile care se întâmplă cu oamenii credincioși, cumva, că parcursul vieții învață cumva, se adaptează cumva și învață să separe viața de duminică de restul vieții. Învață să separe, să zic așa, revelația pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu, de viață, de toate zilele, de felul cum un soț se relatează la soție, de felul în care copiii se uită la părinți. Unele zic că astea sunt probleme de viață și celelalte sunt probleme de credință. Așa ceva nu există în viața cu Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu începe la 12 noaptea și se termină la 11:59 și 59 de secunde după 24 de ore. Viața cu Dumnezeu este tot timpul. Este ceea ce gândim, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu, spune Scriptura, de fiecare faptă, de fiecare cuvânt, aia mai e cum e, de fiecare gând, de fiecare atitudine și de fiecare motivație a inimii, lucrurile care ne împing. Din pricina asta, ce veți auzi de la mine este felul în care eu am învățat și am fost învățat de oameni mult mai înțelepți ca mine, cum să citesc Scriptura în mod aplicativ. Adică nu atâta să mă întreb ce învăț, ci cum să mă schimb din ea. Cum să mă schimb din ea. Copilul pe care îl strânge astăzi la piept, cel care s-a născut alaltă, cel care crește în casă, este întâi către toate că a trecut prin niște războaie năpraznice. Un copil care s-a născut acum o săptămână deja a trecut într-o bătălie enormă. În America doar, în ultimii 50 de ani, în cea mai prosperă țară din lume, din toată istoria lumii și în cea mai prosperă perioadă din toată istoria omenirii, au fost uciși 60 de milioane de copii înainte să se nască. 60 de milioane. Hitler n-a omorât nici pe departe atâția oameni. Și ce a omorât, a omorât în războaie și în lagăre și în lucruri de astea. Nu în timp de pace, nu în timp de prosperitate, nu în timp de cea mai mare prosperitate. Dumnezeu spune în cuvântul Său că pe când eram un plod fără chip, ochiul tău mă vedea și în cartea ta erau scrise toate cuvintele, toate zilele care mi erau rânduite mai dinainte de a fi fost înainte ele. Fiecare din copilul ăla avea un nume, avea plan de la Dumnezeu, unul trebuia să fie un inventator, unul trebuia să fie un mecanic, un doctor, un om de știință, cine știe ce trebuia să fie, un predicator, un evanghelist. Toate lucrurile alea erau pregătite, fiecare dintre ei erau cunoscut în intimitate de Dumnezeu.
60 de milioane. Copilul dumneavoastră care s-a născut, cei care sunteți tineri, mai tineri de 40 de ani, ați trecut în filiera asta și a supraviețuit un război năpraznic. Deja sunteți supraviețuitori la un holocaust imens. În România n-au fost 60 de milioane, dar raportat la populația României, avorturile au fost infernal de mari. Eu țin minte cum am stat lipit de televizor când a fost Revoluția, eram în America. Primele două legi de libertate care s-au dat în România, știți care au fost? A treia sau a patra zi. Pornografie și avort. Așa am învățat noi românii să pășim după zeci de ani de sclavie în libertate. Copiii dumitale, dumneata, care ești un om mai tânăr aici, ai trecut deja și ai scăpat de un holocaust, cap în urechile acului. Dar apoi copilul care se naște, se naște într-un război năpraznic. Se naște într-un război împotriva minții lui. La școală sunt învățați ce sunt învățați. Încearcă să li se schimbe mentalitatea de viață pe care voi încercați să-l învățați acasă. Există un război intelectual. Eu am lucrat în departamentul de învățământ, am fost director de IT aproape 28 de ani și eram la toate întâlnirile, chiar dacă nu aveam nicio treabă cu IT, trebuia să fiu acolo. Și știu câtă știință și câte capete de geniu sunt băgate acolo ca să dirigeze mintea și gândirea copilului nostru care e acolo. Este într-un război, a aterizat brusc într-un război. Și aia n-ar fi cel mai rău lucru. Un război împotriva minții este un război împotriva părții lui sufletește, a emoțiilor din el. Sunt din ce în ce mai mulți dintre copiii noștri care trec de la stări maniace, de la exaltare, la deprimare adâncă. Din ce în ce mai multe sinucideri între cei tineri. Acum o lună, eu am fost cu fratele Câmpean, că mi-a povestit fratele că îl cunoaște, de la Portland, la mormântarea unui prieten de-al meu, 26 de ani, care a decis să-și pună capăt zilelor. Era unul dintre cei mai mari oameni de succes de la Nike, era apreciat extraordinar, un băiat drăguț, un băiat de geniu, care s-a plătit toate facultatea, facultatea enorm de scumpă acolo în California. Toate le avea la mână, toate le știa să le rezolve, numai problema vieții n-a putut să o rezolve. Sunt copiii noștri sunt sub tot felul de atacuri și sunt sub atacuri la nivelul Duhului. Suntem înconjurați de o mulțime de dușmani pe care nu-i vezi cu ochii, nu-i pipăiești cu mâna, dar sunt absolut tot atât de reali. Și dușmanii ăștia nu știu ce e lacrimă, nu știu ce înseamnă plânsul unei mame, nu se înduioșează când te milogești și spui să te mai lasă nițel în pace. Dușmania nu reacționează decât la forță, la putere de sus. Nu reacționează, nu poți să te milogești de ei, nu te lasă în pace. Și te întrebi, când Dumnezeu lasă un copil de ăsta care trece până atâtea războaie și îl bagă în mijlocul unor războaie de bebeluși, ce îi dă în fața lui? Ce îi dă? Cu ce armată îl trimite Dumnezeu? Îți vine să râzi. Nu știu dacă care și-ar trimite copilul într-o asemenea situație, când știe că este lovit din toate părțile, în față și în spate, pune un mamă, o mamă și un tată. That's it. Asta e. Și te întrebi, oare Dumnezeu s-a gândit bine ce face? Dar Dumnezeu spune, niciodată nu ni s-a dat o ispită peste puterile noastre, ci împreună cu fiecare încercare Dumnezeu ne dă mijloacele cum să ieșim din ea. Și aici nu e vorba că să supraviețuim. Nu e vorba cumva, cineva a zis, Doamne mare, s-a uitat cum se întâmpla cu copilul și a zis la un moment dat, un prieten al meu mi-a zis, așa de mult, atâta mai cer de la Dumnezeu, băiatul meu să se căsătorească într-o zi cu o femeie, atât. Adică, măcar să supraviețuiască la valul ăsta de imoralitate înfiorător și de homosexualitate, dar nimeni nu mai s-a gândit cu ce femeie, să nu cumva să încăsătorească un bărbat. Și m-am gândit, asta este ceea ce visăm noi despre copiii noștri, asta e tot, să supraviețuiască. Biblia spune că noi în Hristos trebuie să fim, nu biruitori, cum spune? Mai mult decât biruitori, asta înseamnă cumva
să fim în stare să facem praf opoziția. Nu așa să ne târâm de aici până acolo. Copilul nostru, copilul dumitale al meu, luptă cu ispitele, cu păcat, cu cădere, la fel ca și noi. Și în dreapta și în stânga, sau în față și în spatele lui, Dumnezeu a pus doi părinți care să încerce să-l protejeze, să-l ghideze și să-l apere de unele dintre cele mai distrugătoare otrăvi care sunt în jur. A zice, dacă voi ca părinți sunteți în stare să păziți pe copilul vostru de două sau trei otrăvi grozave, v-ați făcut datoria înaintea lui Dumnezeu. Omul, mai ales omul care cumva s-a apropiat de Dumnezeu, este lovit năpraznic de două lucruri grozave. De vinovăție și de amărăciune, două otrăvi care paralizează orice om. Vinovăție, e amărăciune, vinovăție. Ce înseamnă asta? Asta este, în poză, este al treilea băiat al meu. Eram la munte, am dus deseori copiii mei în munți. Și la 3 secunde după poza aia, a căzut în jarul ăla și s-a dus toată pielea de aici. Noroc că eram, de data asta, nu eram la 7 ore în munți undeva și eram mai aproape de mașină și l-am dus la doctor și în câteva săptămâni s-a mai cunoscut. E ciudat, un copilul ăla la faza aia când a căzut, a sărit la noi și a zis, rugați-vă pentru mine că am intrat într-un vulcan. Primul lucru care a cerut este să ne rugăm pentru el. Dar spuneți-mi, ce s-ar întâmpla dacă ar fi intrat cu mâna aia în foc și nu l-ar fi durut absolut nimic? Există o boală, sunt oameni foarte rari care au boala asta, nervii n-ajung până la capătul pielii. Mi se pare că îi zice angelezie, nu știu ce, congenitală, ceva de genul ăsta. Băiatul meu, când i-am zis, ce bine ar fi, ce bine ar fi dacă mă înțep cu un ax să nu mă doară. Credeți că ar fi bine? Deci de ce n-ar fi bine? Îți place să te doară când te înțep cu un ax? Nu. Păi imaginați-vă că am o conversație cu Daniel aici și din greșeală pun mâna pe sobă și discutăm vrute și nevrute și la un moment dat începe să miroasă friptură. Pentru că pe mine nu m-a ars nimic. Durerea este un lucru grozav de bun pe care ni-l dă Dumnezeu. Din cauza asta Dumnezeu pune în noi un ghimpe grozav, ori de câte ori ne întoarcem cu spatele la principiile lui de viață. Principii universale care se potrivesc pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși. Gravitația nu este numai pentru credincioși, este pentru toată lumea. Principiile de viață lui Dumnezeu se potrivesc tuturor. Le calci în picioare și deodată se ridică în om, ghimpele ăsta se numește vinovăție. Și încerci cumva să-l justifici. Este o presiune la nivelul duhului omului. Este un om care aleargă o cursă și vrea neapărat să câștige. Și atunci se gândește cum să trișeze și cum să pună piedică lui la de lângă el și aleargă cu toată forța lui fizică, este foarte deștept și pune piedică în dreapta și în stânga și la capăt ajunge și obține trofeul ăla. Corpul i s-a relaxat, este satisfăcut, în mintea lui este foarte bucuros, a pus mâna pe cupă, dar undeva înăuntru lui îl roade ceva, știe. Dar cine îi spune toată treaba asta? De unde până unde vine asta? Pentru că e tot ce a vrut. Tot ce a vrut a obținut, dar a mai obținut încă ceva în plus. A obținut ce se numește vinovăție. Vinovăția duce pe om la cele mai înfiorătoare gesturi în viață. Oamenii care sunt cei mai împliniți, văzând de afară, și sunt munciți și sunt distruși pe dinăuntru de vinovăție. Vinovăția este atunci când cineva te poate arăta cu degetul să spună mie mi-ai greșit și niciodată n-ai reparat. Vinovăția este viermele ăla dinăuntru nostru. Avem o familie în biserica noastră din New York. Eu am stat și pe la New York. Și să fi fost ei căsătoriți de vreo 50 de ani, probabil. Aveau 75 de ani, nu știu cât aveau ceva. Și într-o zi
Sora se trezește noaptea și se întoarce către soț și zice, te-am prins. Am visat că a fost o zi în viață când m-ai înșelat cu cineva. Acum, el putea să zică, nu mai mânca atât de mult noaptea și ai să visezi lucruri mult mai plăcute. Ce a fost ciudat este că el dintr-o dată a izbucnit în plâns și a spus, acum 38 de ani, la vreo câțiva ani după căsătorie, este adevărat. Într-o zi m-am încurcat cu o femeie pentru două zile sau ceva. Pe mine, tata a trebuit să facă cu ei împăcare că era gata să iasă un divorț pentru o nenorocire care a făcut ăla cu 38 de ani. N-a ieșit niciun rău din asta. Dar ce m-a șocat pe mine este cum se face că omul ăla, după 38 de ani, când nimeni nu i-a mai adus aminte de nimic, nu zicem noi că timpul acoperă toate? Cum de timpul n-a acoperit chestia asta? Cum de el nu i-a râs în nas la asta, nevastă sa, și a zis să mănânce mai puțin noaptea? Era mognea înăuntru lui și era adevărat, era pusă sub presiune și pusă în adâncime, dar înăuntru era vocea aia spiritului din om care judecă faptele în pofida la ceea ce vrem noi cu mintea sau chiar cu emoțiile, cu inima. Vinovăție. Unul dintre lucrurile care distrug un copil. La vârsta de aproape 14 ani, Benny al meu, ăsta al doilea, a intrat deodată în cameră la noi la 10 jumate noaptea și plângea. Și mi-a spus, tată, de 15 minute eu mă uit la pornografie. Acum mi s-a coborât inima în stomac deodată și mie și soției mele. Nu mi-închipuiam să facă treaba asta la el la vârsta aia. Dar e adevărat, am hohotit în plâns cu el timp vreo două ore, cumva l-am șocat eu cu plânsul meu. Și însă m-am gândit ce binecuvântare grozavă a venit la mine. N-a venit la gulanii de pe stradă să se laude cu asta. N-a ținut în el. Între mine și el se construise un pod pe care în ziua necazului el a venit pe podul ăla înapoi. Cum s-a construit podul ăla? Despre asta poate v-aș spune lucruri în seara asta. Cum se face un pod de așa natură că atunci când copilul dumitale, când fratele dumitale, când cineva din biserică se duce și se ciocnește de un zid, să poată să vină înapoi. Știți, e pilda aia cu fiul risipitor din Biblie, în care vine cu gura mare la taică să zice, dăm ce e al meu, al lui nu era nimic acolo. N-am sfârșit. Dăm ce e al meu și pleacă. Și pleacă din rău în mai rău și din rău în mai rău. Și la un moment dat ajunge la porci. Și când a ajuns în cea mai neagră noapte a sufletului, când de obicei un om își pune capăt zilelor, probabil că era la 2-3 zile de un act ca asta, deodată își aduce aminte de un lucru. În casa tatălui meu. În casa tatălui meu era altceva. Exista un pod pe care taică-s-o l-a făcut între el și băiat, de așa natură că în același timp ținuse casa lui altfel decât o cocină, era altceva, știa că în partea elaltă este altceva, și construise un pod pe care băiatul lui să aibă curaj să meargă. Nu a zis, niciodată nu mai mă pot întoarce acolo. Dintr-o dată a zis, mă voi duce acolo și voi zice tatălui meu și voi spune una și alta ce făcuse. Cum de-a făcut, cum de-a zis el toate astea? Cum de-a putut el să se întoarcă acolo? Din cauza că în toți anii premergători, tatălui învățase cum să construiască un pod între sufletul lui și sufletul copiilor lui. Asta este unul din lucrurile magice pe care un părinte trebuie să le facă în familia lui, că este ghid de la Dumnezeu. Fiecare din copiii noștri vor trece până cât o criză, unul mai mică, unul mai mare, unul foarte mică. Dar fiecare criză pentru ei este destul de mare. De afară văzută poate să fie mică, pentru ei este mare. Unde se duce copilul ăla când se ciocnește de primul zid și își face primul cucui serios de tot în suflet? La cine se duce? Se va duce la cei care îl cunosc,
cei care știu bine despre el. Vinovăția este băiatul ăsta de care v-am spus eu de 27 de ani de la Nike. Și-a pus capătul zilelor, deși de afară păreau că toate lucrurile merg grozav de bine. Cu 6 ani înainte fusese la mine în casă, timp de vreo 4 luni, și el și sora lui, înainte să intre la universitate, și erau într-o deprimare grozavă pentru că mama lor se sinucisese. Ce este interesant este că avea un tată care era în comitetul bisericii sau între bătrânii bisericii pe acolo și dădea lecții în dreapta și în stânga. Dar ce fel de relație trebuie să fie avut cu soția lui? De într-o zi soția lui s-a săturat, s-a dus într-un capot și a luat-o în pădure, acolo la noi în Oregon, în mijlocul iernii, s-a tot dus până a înghețat. Adică și dacă ar fi vrut să se întoarcă la un moment dat, nu mai apucă. S-a tot, e ca unul care a sărit în ocean și s-a tot înotat într-o singură direcție, până să se nece. Și au stat la mine 4 luni de zile până s-a mai pus pe picioare și după aia s-a dus la universitățile alea plătite. Dar înăuntru lui avea o amărăciune înfiorătoare împotriva tatălui. În genunchi m-am rugat cu el. Omule, trebuie neapărat să scap de asta. Să uita la tatălui ca la un criminal. Poate și era criminal. Dar avea un vinovăție și amărăciune. Amărăciune este când nu poți să ierți pe cineva și îl ții în inimă și ții datoria în inimă, este cea mai mare prostie pe care poate să facă un om. Dacă vine la mine cineva și îmi arde o palmă peste față, aș putea să fac unul din câteva lucruri. Pot să întorc obrazul celălalt, pot să-i trag 2 pumni, pot să plec, să fug, să fac. Dar cel mai prost este dacă stau acolo și încep să caut în dreapta, în stânga, oameni care să-mi dea palme. Este grozav că cineva mi-a făcut rău. Dar apoi eu să țiu amărăciune care să mă distrugă pe mine mai departe și să-l visez noaptea și noapte de noapte și noapte de... Într-o zi unul mi-a furat mie o sumă foarte mare de bani în Oregon. Mi-am dat seama vreo 2 săptămâni la rând, știți ce visam noaptea? Păi înainte visam noaptea că joc fotbal, că predic Evanghelia, visam noaptea de soția mea, de copii. Acolo visam pe ăsta noaptea toată ziua. Fiecare noapte îl visam, devenise un fel de idol. Și mi-am dat seama, stai puțin, mă, este rău de tot că mi-a șterpelit banii. Dar banii sunt niște hârtii, până la urmă apă de ploaie. Dar eu să am acum un stăpân care să mă dirigeze toată viața și noaptea și ziua să mă dirigeze, că aia nu se poate. Aia trebuie neapărat să iert. Și cum zice Scriptura, să iert din inimă. Am avut în biserică fată și tatăl ei, el era în cărucior de la de invaliz, că nu se mișca picioarele, și fata era la 4 străzi de el. Și ea avea și ea copii, era măritată. Un telefon nu vrea să-i dea lui taică-su, nu lăsa pe taică-su să-și vadă nepoții, nu zicea nici bună ziua, nu vrea să știe, dacă suna taică-su, și taică-su era și pisălog, și suna în fiecare zi, nu îi răspundea niciodată. Și întrebai, nu vrei să ai un pic de milă de tatăl tău, e singur acum, este invalid. Tatăl meu a făcut foarte mult rău mamei mele. Și era adevărat, se comportase destul de brutal toată viața lui. Și întreb, nu poți să-l ierți? Zice, poți să-l iert dacă vine și-și cere iertare în fața mea. Și m-am dus la el și am zis, nu poți să te duci să ceri iertare de la mucoasa aia, nu o să cer iertare de la o mucoasă care am hrănit-o toată viața și era adevărat, care am dus-o în Elveția să învețe pian și era adevărat, care am făcut marea cu sarea și era și aia adevărat. El era plin de vinovăție și nu putea să scape, ea era plină de amărăciune și nu vroia să scape și din otrava asta au trăit otrăviți până părintele a murit. L-a văzut la mormântare în coșciu. Cum îți protejezi, cum faci un pod între tine și copil să poți să, cumva, când copilul ajunge la ananghie mare, el să vină înspre tine, nu să fugă în direcția cealaltă. Te vreau să vă întreb pe voi, voi vă cunoașteți copiii?
Vă cunoașteți copiii sau nu? Cine își cunoaște copiii? Cineva mi-a zis, eu nu-ți mai răspund la întrebări, că dacă răspund la întrebări, mă chem în față să spun ceva. Am venit de la un camp din Cluj și o soră mi-a povestit niște lucruri foarte frumoase care le-a făcut Dumnezeu cu ea. Primul lucru care l-am făcut, am chemat-o în față să povestească. După aia s-a mai întâmplat chiar a treia oară, știți unde stătea acolo, la ultimul scaun, ascuns după un stâlp. Că a zis ca să nu cumva să mai chem în față. Nu chem pe nimeni în față. Vă cunoașteți copiii sau nu? Știți care e cea mai mare... Cel mai mare reproș, cel mai mare reproș pe care copiii noștri ne fac nouă. Prăpastia cumva cea mai mare între noi și ei. Lucrul care îi împiedică adeseori să vină și la pocăință, să-L cunoască și pe Dumnezeu, este, întreb pe un copil, vine și spune, vine un tânăr la mine și îmi spune, sunt băgat în pornografie de 3 sau 4 ani de zile. Și îl întreb, tatăl tău știe de asta? Zice, dacă i-aș spune, zice, ar face atac de inimă. Păi zic, foarte bine. Asta este slujba unui tată, este să facă atac de inimă pentru copilul lui. Aia e parte din descripție. Zic, unde nu îi spui? Zice, tatăl meu nu mă cunoaște. În Biblie, unul dintre strigătele cele mai mari ale omului Dumnezeu este asta. Doamne, cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe cale. Spune în psalm, nu? Zice... Înainte să-mi vine cuvântul pe limbă, tu și cunoșteai întru totul. Știi când mă ridic și când mă cobor și de departe îmi pătrunz gândul și spune la sfârșitul psalmului, Doamne, cunoaște-mă, vezi dacă sunt pe o cale rea. Spune psalmul 1, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, calea celor răi duce la pieire. Există o binecuvântare grozavă să-ți cunoști cu adevărat copilul. Și este o necesitate grozavă. Într-o zi băiatul meu a venit și mi-a spus, cât să fi fost? 14. Zice, se adună toți colegii de fotbal și în seara asta nu știu ce face ziua cuiva la el acasă și se stă acolo și se doarme acolo. Și îi spun, nu cred că vreau să merg acolo, că știu că aia mai trag la măsea. Așa zice și aici, nu? Așa, mai trag la măsea. Și îmi spune, tată, dar eu știu că nu fac asta. Am înțeles asta, dar n-aș vrea să te bag pe tine într-un mediu unde toată lumea face ceva și tu zici să fii neapărat altfel. Tată zice, nu ai încredere în mine? Voi aveți încredere în copiii voștri? Copiii noștri ne spun să avem încredere în ei și noi încercăm să le spunem lor, ar trebui să mă cunoașteți ca tată sau ca mamă. Este de-a dreptul invers decât Biblia ne învață. Biblia nu mă învață pe mine să am încredere în copilul meu. După cum Dumnezeu nu are încredere în mine. Nici în dumneata, să știi. N-are niciun pic de încredere în noi. Ce face Dumnezeu este că ne cunoaște atât de bine și atât de intim, încât noi avem încredere în El. Din pricină că mă știe atât de bine, nu mai are sens să mă ascund. Și așa mă cunoaște extraordinar de bine, nu mai are sens să mă ascund. Și din pricina asta, eu vreau ca eu să fiu cunoscut de cineva și Dumnezeu vrea ca eu să am încredere în El. Relația între părinți și copil este copilul ar trebui să aibă încredere în noi și noi ar trebui să ne cunoaștem foarte bine copilul. El ar trebui să aibă încredere și noi ar trebui să-l cunoaștem foarte bine. Adeseori se întâmplă tocmai de îndoasele și punem niște presiuni pe copil care nu trebuie să fie peste el. Vă cunoașteți copiii? Uite, cineva mi-a spus, cum să nu cunosc copiii, doar eu îi hrănesc. Foarte bine. Un tată trebuie să-și hrănească copilul. În general, un tată se aseamănă cu un fel de bancher care finanțează familia. E foarte bun. Se mai aseamănă cu un polițist care are grijă să păzească familia, să nu se întâmple ceva rău. Tatăl care nu e polițist nu e tată. Trebuie să păzească familia. Se aseamănă, să zic așa, câteodată cu un magazioner de ăsta care tot scoate lucruri necesare din magazie și vine copilul, vine soția, vine, cere ceva din magazie și se dă. Se aseamănă, să zic așa, cu un hotelier. Pune casa la dispoziție unde să stai. Se aseamănă cu un vânzător de la magazin care îți dă ce ai nevoie. Acum, toate lucrurile astea sunt foarte bune, dar sunt de obicei asociate cu un străin. Dacă te duci să te tunzi
Nu zici, ce om cum se cade este frizerul ăsta, ia să mă mut la el. Te-ai tuns și după aia la revedere, nu mai ai treabă cu el încă nu știu câte luni. Te duci la magazin, îi zice lui, mulțumesc, și l-ai trimis pe ușa afară sau tu ai ieșit pe ușa afară. Dacă singura relație între părinți și copii sunt ăsta de hotel, magazionier, de banchier și de polițist, este ei asociază lucrul ăsta cu un străin. Și în general ei vor să fie cunoscuți de cineva cu care este mai mult decât un străin. Când, dacă copilul dumitale nu simte că dumneata îl cunoști, cineva trebuie să-l cunoască, nu poate să stea așa. Nu poate să stea anonim. Și atunci va găsi pe stradă prima haimana, primul grup de ăsta de bandă, primul grup care vrea să-l cunoască și care îl strânge în brațe și aprobă toate tâmpenile din cap și începe și la faza aia copilul își descarcă inima la ăștia, la cine își descarcă inima, ăla este duhovnicul lui de aici înainte. E adevărat că fiind în familie și trebuie să aibă respect față de tata, va da din cap. Dar duhovnicul este ăla de pe stradă, pentru că ăla știe bine ce este cu el. Știe bine temerile lui, știe bine toate lucrurile care se întâmplă cu el. Nădejdea mea este că înainte să terminăm noi seminarul ăsta, fiecare dintre noi să căpătăm așa o pasiune grozavă, să învățăm cum să ne cunoaștem copiii, să învățăm cum să ne cunoască copiii pe noi, adică cum să construim un pod grozav între noi și ei, că vine ziua în care ei ajung la ananghie, mai mică sau mai mare. Și în ziua aia să le vină în minte două figuri, tata și mama. În casă, la mama, este altceva. În vocea tatălui meu este alt lucru decât cei pe strada asta. Am unde să mă întorc, am la cine să viu, mă întorc la oamenii care mă cunosc cel mai bine dintre toți. Uite să vă întreb. Mă întreb câteva întrebări din astea, vă știți foarte bine dacă vă cunoașteți copiii sau nu. Știi care este teama cea mai adâncă a copilului tău? Care e cea mai adâncă teamă pe care o are? Poți să știi, să spui precis. Eu știu, Maria are frica să nu fie acceptată de alții. Vasilică, cea mai mare teamă este să rămână, să nu intre la facultate. Ăsta la alt, cea mai mare teamă e că ajunge chel. Aș putea să vă spun până, de aici până mâine dimineață. Știți care este cea mai mare teamă a copilului dumitale? Dacă dumneata nu știi, cine e responsabil să știe? Ăla de pe stradă, haimanaua aia care s-a lipit de copilul meu, ăla știe care e cea mai mare frică a copilului meu. Ăla este duhovnicul copilului meu. Știți care este persoana pe care copilul dumitale o admiră cel mai mult? Pe cine admiră cel mai tare? Un tată zice, pe mine. Am întrebat apoi pe băiatul lui, zic, măi, cam ce admiri la tatăl tău? A făcut o mutră goală și s-a scărpinat în cap, parcă aș fi întrebat ce admiri pe partea întunecată a lunii. Dar taică-su avea impresia că el este focusul de admirație. Știți ce admiră copilul dumitare cel mai tare? Știți care sunt cele mai importante două schimbări pe care copilul dumitare le-ar dori să se întâmple în familie? Maria, Vasilică, Petrișor, știți în sufletul lui care sunt cele mai importante schimbări care el le-ar dori să se schimbe în familie? Poate să fie bune, poate să fie proaste, nu contează. Le știți care sunt? Știți care este dorința și țelul vieții lui? Asta e întrebare generală. Știți unde vrea el? Ce vrea să ajungă? Care este dorința lui cea mai mare? Am fost odată, era unul care dădea interviuri și eu am făcut interviuri pentru slujbă. De multe ori am angajat oameni. Și te pregătești să întrebi pe om, să încerci să afli pe dedesubt câteodată. Și unul avea o tehnică.
și vorbea de baschet, de fotbal, de aiureală și la un moment dat se uita brusc în ochii ăluia care venise la geap și întreba, care e scopul vieții tale? Majoritatea se fusticeau că nu se pregăteau de întrebare de genul ăsta, se întrebau dacă știe aia sau aia. Dar zice, am încurcat-o cu tânărul ăsta, ultimul care a intrat la interviu, zice, l-am plimbat în tot felul de întrebări, am râs, nu știu ce, și deodată l-am întrebat, care e scopul vieții tale? Și mi-a zis, scopul vieții mele e să se întorc cât mai mulți oameni la Dumnezeu și să umplu cerul cu ei. Puh, am rămas trăznit acolo pe loc, că zicea, nici eu nu m-am gândit la un scop atât de înalt ca asta. Era unul care știa ce vrea. Nu să știți care e dorința cea mai intimă a copilului tău? Țelul de viață? A zice, poate una dintre cea mai importantă întrebare din toate. Răspunsul ăla care credeți că îl știți, îl știți că așa aveți senzația că îl știți sau îl știți de la ei? Cineva mi-a răspuns la toate întrebările astea, zice, știu care e cea mai mare teamă, știu care... Și l-am întrebat, dar de unde știi? Păi zice, așa simt eu înăuntru meu. Dar știi de la copilul tău asta? Nu. Dumneavoastră știi, vă cunoașteți copii? Este cea mai adâncă dorință pe care are un copil, este să fie cunoscut de părintele lui. La fel cum noi, cei credincioși, una dintre cele mai adânci dorințe care o avem față de Dumnezeu, care este Tatăl nostru cel Ceresc, este ca să fim cunoscuți de El, pentru că atunci nu mai trebuie să mă ascund. Eu în viață, eu am făcut vreo două prostii, am început-o de la 7 ani și am lărgit prostia pe la clasa 11. Pe la 7 ani m-am gândit că în loc să mă duc la școală, să mă duc la obor. Eu stăteam acolo în București. M-am dus la obor și acolo era un circ și am căscat gura, am chiulit de la școală o zi. Dar apoi mi-a fost frică să mă duc a doua zi. Că o să mă întrebe... Și atunci m-am gândit să mă duc chiar la obor. Și m-am dus și a treia zi, și a patra, și a șaptea zi. Din fericire, una dintre profesoare a sunat acasă. Și a zis, să știți că Andrei n-a mai venit de la școală, e bolnav. Și a venit sora mea și m-a găsit pe obor și m-a luat când de mână, când de ureche și eram în clasa a treia. Și m-a dus înapoi. Aia a fost. La clasa 11-a am făcut o trăznaie mai mare. Și a trebuit să lipsesc vreo 3 zile să se liniștească apele în școală. Și de-aia când zice lumea că eu sunt un om foarte cum se cade, îmi vine să râd. Nu știe cât de cum se cade sunt. Și m-am dus, am lipsit vreo 3-4 zile și după aia, când am încercat să mă duc la școală, am simțit că apele nu s-au liniștit, zic, mai lipsesc eu vreo săptămână și viu după aia. Și după aia mi-a fost frică să viu și am mai fost o săptămână și încă o săptămână și încă o săptămână, un an și 2-3 luni. Plecam de acasă dimineața, eu aveam școală după masă. Mă duceam, plecam la 1 când era școala și în loc să mă duc la școală, mă duceam la o bibliotecă și mă apucam de citit cărți. Și aia bibliotecara a spus că eu sunt cel mai silitor și conștient elev din tot Bucureștiul. Pentru că și-a închipuit că eu după toate orele de dimineață, nu știa că eu fac școală după masă, după toate orele viu și stau încă 7 ore și citesc cărți și învăț engleză și învăț, zice, niciodată, zice, tatăl tău ar trebui să fie mândru de asemenea copil ca tine. Și eu îl mințeam pe tata în fiecare zi și se făceau presiuni din ce în ce mai mari și din ce... Știți ce presiuni infernale se întâmplă într-un tânăr când vinovăție peste... Și nimeni nu cunoaște, nu mă cunoaște nimeni. Nimeni nu mă știe, nu-mi știe frica, năzuințe, nu-mi știe speranță, nu știe că aș vrea să intru în pământ, că aș vrea să dau timpul înapoi, că în ziua când tatăl meu a aflat asta, a fost prima noapte când am dormit liniștit. Cineva mă știa acum. Eram cunoscut de cineva. Mă cunoștea cineva, nu trebuia să mai mă feresc. Grozavă pace de sus asta. Cum faci un pod ca asta între tine și copil? Eu am să vă dau câteva lucruri destul de practice în privința asta. Stai că dau înapoi acum din greșeală. Îți programezi să faci un
interviu odată la 3 sau 4 luni cu fiecare copil, unul la unul. Asta poți să faci cu un copil de 7 ani și poți să faci cu un tânăr de 20 și ceva de ani, atâta timp cât e în casa ta. La fiecare 3 luni îl duci la o cofetărie, dacă e mai mare îl duci la ceai, îl duci undeva și ești tu cu el singur. Și spui copilului, uite, am un caiet de notiță, tu ești profesorul și eu sunt elevul. Vreau să știu cum să mă rog pentru tine în mod inteligent, să știu cum să mă rog pentru tine și îmi dau seama că nu te cunosc cu adevărat. Și vreau neapărat să învăț de la tine câteva lucruri. Am să spun 2 sau 3 întrebări sau 4, fiecare dintre ele poate să aibă câteva întrebări ajutătoare, dacă nu înțelegi ce am întrebat prima oară. Și eu îți promit 3 lucruri aici. Nu-ți dau explicații, nu mă scuz și nu blamez pe nimeni. Acum, eu am făcut treaba asta cu foarte multă lume. Foarte rar găsesc pe un părinte care e în stare să ducă astea 3 lucruri. Pentru că la prima răspuns, imediat există. Stai să vezi din ce cauză, să-ți explic din ce cauză s-a întâmplat. Scuze. Stai să vezi că blamare. E vina la nevastă mea, e vina la cățel, la pisică, la cine. Este no excuses, no blaming, no complaining. Este plângere. Și fratele la care era în cărucior îmi spunea mie, eu nu mă pot duce să-mi cer iertare la fata mea pentru că eu am avut scuze. Pe mine m-au torturat comuniștii până niște mine și am nervii făcuți praf și din cauza asta din când în când izbucnesc, spar pereții și fac toate alea care zice fiică mea. Zice, nu este... Asta era scuză. Fără scuze, fără blamă și fără explicații. Dacă ești în stare să duci un interviu de ăsta cu copilul tău de 4 ori pe an și să începi să-i pui niște întrebări în care îi spui doar îmi iau notițe și tot ce spui tu scriu. Poate să spună cele mai mari prostii. Îți iei notițe și zâmbești și dai din cap și ești foarte fericit că ți le-a spus pentru că vrei să știi ce este copilul tău. Și îl întrebi. Îi pui întrebare. Și îți zice, uite, draga mea, să te întreb câteva lucruri. Acum, nu îi pui toate întrebările. Cine vrea întrebările astea de la mine, mă va trimite un e-mail și eu vă trimit o serie întreagă de întrebări cu care puteți să faceți timp de câțiva ani cu copilul niște interviuri de genul ăsta. Eu vă dau aici doar două câteva exemple. Îl întreb pe copil o întrebare de bază și dacă nu mai pot să întreb câteva întrebări ajutătoare. Îl întreb, care este cel mai bun prieten al tău? Asta este foarte, foarte important. Pentru că în Scriptură, acolo zice, acolo unde este investiția voastră sau comoara voastră, acolo se duce și inima voastră. Acolo unde am stat cu unul și m-am lipit de el, și în Biblie spune, și în românește spune, spune cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Prietenul meu mă influențează pe mine și eu îl influențez pe el. E foarte important să știu care sunt prietenii adevărați ai copilului meu. Și îmi spune copilul meu, prietenul meu este Marinică, ăla care are mușchi atâta. Doamne, și-mi vine să spun, mă, tu atâta creier ai în cap să te împrietenești cu Haimana? Ce e asta? Este și blamare, și explicație, și plângere. Ai căzut la toate 3 examenele, poți să oprești toată treaba asta și să-ți vezi de treabă. Din momentul ăla, copilul ăla nu va mai spune nimic. Dar tu zici, a, Marinic asta care are niște mușchi așa tari în capul meu și are o gaură tot atât de mare în cap pe cât are mușchi aici, dar asta nu spun. Ai explicație, nu dau explicație. Îmi notez și îmi întreb, cam de ce îți place de Marinic asta? Și începe să spună și bagi de seamă, zice, asta e foarte curajos. L-a văzut, s-a bătut cu unul mititel așa ca ăla și l-a făcut praf. E foarte curajos. Și îl întreb și... are și tupeu nițel și eu ca tată încep să mă gândesc, oare copilul meu se uită la mine și vede lipsă de curaj, nu neapărat în bătăi, dar poate lipsă de curaj să-mi iau responsabilitate, lipsă de curaj poate să mă duc să-mi cer iertare, poate asta însetează copilul meu, dar îmi fac notițe și știu, măcar că nu sunt de acord și mă doare inima când văd după cine se duce. Unul mi-a zis că omul care îl admiră este Arnold Schwarzenegger. Asta e ăla care făcea filme de alea, Terminator sau ce filme făcea.
robotul ăla sau ce era. Altul mi-a zis că omul care îl admiră cel mai tare e Messi, ăsta care e la voi aici și joacă fotbal. Și eu îl admir pe Messi ca fotbalist, dar nu trebuie să-l admir ca... Dar nu-i dau exemplu, nu-i spun, omule, Messi joacă fotbal bine, dar asta nu este nou, nou, nu e fără explicație, fără ce înseamnă asta, fără explicație, fără de asta? Vii acasă și soția spune, dragă, eu nu mai știu ce să fac cu copiii ăștia. Uite-te cum arată casa, mi-au sărit în cap, niciunul nu mă ascultă. Este vina ta, nu pui disciplină în ei, este... Ce vrea ea de fapt? Vrea să își descarce inima. Știe că n-ai să rezolvi toate lucrurile în ziua aia, dar vrea să-ți descarce inima. Tu trebuie să-ți iei notiță, să spui. Deci copiii sunt așa, și așa, și așa, și așa. Dar ce fac? Zic, draga mea, eu lucrez 10 ore pe zi, când să mă ocup și de... Asta ce fac? Explicații. Și după aia zic, dar de fapt tu ești tot timpul acasă. Asta e blamare. Și fac și blamare, fac și explicații. Am terminat. Lecția s-a isprăvit înainte să înceapă. Se întâmplă? Nu se întâmplă. Voi nu aveți astfel de bărbați. Este, nu există așa ceva. Bărbații voștri, când le spuneți asta, ei își iau notițe și zice, draga mea, e adevărat, trebuie să-mi iau responsabilitate și voi sunteți altfel decât altă lume. Eu nu sunt așa, eu trebuie să lucrez foarte mult la treaba asta. Una dintre șocurile care le-am avut în viață solidă de tot a fost, cred că a fost o perioadă de vreo 6 luni în care, nu știu, aveam un stres, asta e explicație. Eram foarte stresat de nu știu ce lucruri, din cauza unor oameni, asta e blamare, din cauza altora care îmi făceau mie necazuri, în sfârșit, și veneam acasă mereu, cum zice românul, cu cap s-a pusă. Cu nervi. Și într-o zi am intrat în casă, probabil că n-au auzit ei, erau la etaj. Și am intrat și când se urc scările, îl aud pe băiatul meu de 7 ani, care îi spune soției mele, mama, hai repede să strângem, hai să strângem, că iar ce vine iară tata și iară face scandal în casă, iară face gălăgie și mie nu-mi place. Băiatul meu când s-a născut a avut abilitatea asta grozavă de a fi un împăciuitor, un om de pace, de la 2 luni de zile. Și zice, hai să strângem. Am stat pe scară, vreo jumătate de oră am plâns în continuu. Mi-am dat seama, în casa asta există un bărbat, nu sunt eu. Este ăsta de 7 ani, care mă ține pe mine în brațe, care mă protejează pe mine să nu iau razna, care o protejează pe soția mea să nu fie rănită de zbieretele mele, care ține casa asta, se roagă de ea, se roagă de Dumnezeu. Există un bărbat în casa aia, are 7 ani. Eu sunt un copil aici. Și sunt în mâinile lui, ce tragedie, copilul meu m-a suit în spinarea lui și trebuie să mă ducă el pe mine în loc să-l duc eu pe el. Era un dezastru. Atunci mi-am dat seama, lucrurile astea trebuie să se schimbe și trebuie să se schimbe absolut radical. Îl întreb pe copilul tău. L-am întrebat pe Tami, în care joacă fotbal, asta nu știu cât avea la faza aia, vreo 13 ani. Spune, care este cel mai bun prieten al tău? Și îmi spune el, Lucas, fratele meu mai mic, este cel mai bun prieten al meu. Și mi s-a încălzit inima. Dar am zis, dar de ce este prietenul tău cel mai bun? Spune, Lucas este băiat de caracter. Lucas este unul care iartă. Lucas este unul care mai trece cu vederea când eu, ca frate mai mare, îl abuzez. Asta nu... M-am învățat o groază de lucruri despre ăla mai meu mic, de la ala meu mai mare, era, și spune el, tată, am învățat de la tine ce important e ca frații să fie prieteni. El m-a văzut pe mine și cu fratele meu Alecu, care e cu 2 ani mai mic ca mine, care de mici am fost împreună, cu 3 zile înainte să plec aici, jucam tenis cu el. El are 62 de ani, eu am 64. Toate lucrurile le-am făcut o viață împreună, că toată mai glumeam cu nevastă mea, ziceam, pe Alecul cunosc de mai mult decât timp te cunosc pe tine. Și ei au văzut prietenia asta mea cu fratele meu, au văzut prietenia între primii mei 2 băieți mai mari. Băieții mei mai mari vorbesc, unul stă în Salt Lake City, unul stă lângă mine la Portland,
vorbesc în fiecare zi la telefon, își fac planuri unde se mute fiecare cu familia lui cât mai aproape unul de celălalt, încearcă să facă lucruri împreună de la distanță. Când erau aproape, erau în aceeași echipă de fotbal, erau la aceeași biserică, erau și spunea Tami, zice, după ce am văzut ce ai făcut tu cu Alecu, ce a făcut Timi cu Beni, eu cu Luchi suntem cei mai buni prieteni. Cumva mi s-a încălzit inima mine. Era una dintre cele mai grozave realizări pe care un părinte le poate face, prietenia dintre copii. Importantă întrebare. Îl întrebi, spune-mi care sunt lucrurile de care te temi. Foarte greu un copil îți va spune asta. Dar îi pui întrebări ajutătoare. Îi pui întrebări ajutătoare și le întrebi, poate te temi să fii ridicularizat de ceilalți, poate te temi de insucces, te temi de viitor. Dacă l-aș întreba, așa am o durere în inimă, cum de-am pierdut eu contactul cu băiatul ăla care a stat 4 luni la mine în casă? Cum de-am pierdut contactul cu el? Poate l-aș mai fi întrebat lucrurile de care se teme. Un băiat inteligent s-a sinucis băgând gaz de la, de la mașină, înăuntru, luând un somnifer și adormind acolo. Ce furtun trebuie să fi fost în inima lui? Ce vulcan trebuie să fi fost acolo? De ce temeri să fi fost un băiat care de afară părea de cel mai mare succes din toate lucrurile? Și îți întreb copilul și îți notezi temerile lui. Spune, în general, să știți, sunt forțe care sunt mai tari decât relațiile din familie. Iubire față de cineva, frică față de cineva, este o forță grozav de tare. Dumnezeu știe că acolo unde copilul se duce cu frica lui, ăla devine un fel de mentor, un fel de Dumnezeu pentru el. Din cauza asta Dumnezeu spune, aduceți la mine toate îngrijorările voastre. Pentru că știe că dacă noi venim la El cu îngrijorările noastre, între noi și El, se face o legătură de strânsă de la Duh la Duh. Și legătura aia nu se rupe. Acolo unde se duce cu îngrijorările și cu teama, când vă puneți pe genunchi și spuneți lui Dumnezeu temerile care le aveți, aia vă lipește de Dumnezeu. Un copil care e în stare să-și spună părintelui lui teama pe care o are, a dărâmat aproape toate barierele între el și părintele lui. Din momentul ăla s-a făcut vulnerabil față de tatăl său, față de mama sa, simte că este cunoscut de ei. Grozav de important. Îl întrebi pe copilul tău, ce-ai vrea să schimbi la mine? Dacă ai de gând să-l întrebi asta, trebuie să ai 2 pixuri în mână în același timp. Pentru că fiecare părinte, fiecare mamă și tată se așteaptă la răspunsul ăsta, nimic. Nimic n-aș vrea să schimb la tine. Dar e posibil să spună o chestie ca asta, pentru că nu știe că în următorul lucru, dacă îi spui, tată, de obicei copiii față de tată au 2 sau 3 plângeri. Tata niciodată nu-și cere iertare, tata nu-și poate controla mânia, astea 2, nu-și poate controla mânia și niciodată nu-și cere iertare, e doar de tată. El e liderul acolo, my way or the highway, zicem noi, ori ca mine, ori ca nimeni. Dar dacă n-are curaj la început, dar dacă te vede odată și de 2 ori că ții notițe, fără blamare, fără explicații, fără plângere, e posibil să zică, tată, eu am întrebat asta pe băieții mei. Și mi-au zis asta. Deci aș vrea, dacă e posibil, să nu mai izbucnești așa de repede câteodată. Alții au spus lucruri foarte serioase părinților. A spus tatălui, nu-ți poți controla nervii. Nu-ți poți controla nervii față de mama. Și atunci primul lucru care îți vine să-i spui, să zici, dar să vezi. Să vezi din ce înseamnă asta. Ai început să-i explici. Sau să spui, maică ta mă scoate din pepeni, de tu nu știi cât rezist până să zic ceva. Ce e asta? Ai început să blamezi pe cineva. Explici, blamezi, s-a terminat. Copilul a tras fermoarul, s-a terminat între tine și el. S-a oprit orice fel de comunicare. Dar înghiți și scrii. Fiul meu îmi spune că îmi ies din nervi.
Dar nu chiar am ies din nervi. E adevărat că ușa e spartă și peretele e găurit, că am rupt 3 rachete la tenis și că am spart nu știu câte lucruri altele, dar sunt un... Știți cum este de obicei? Te uiți în oglindă și îți vezi greșelile, dar știi că parcă nu ești tu ăla. Știi, te-a prins că ai, cine știe ce jurătură ai tras pe un teren de fotbal, mie mi s-a întâmplat asta, și mă uit în oglindă și zic, mă, Andrei, mă, cum poți să faci așa ceva? Cum poți să faci chestia asta tu? Dar apoi îmi dau imediat niște scuze, că îmi dau seama, nu sunt eu chiar ăla. Ăla a fost, cum zice și Pavel, păcatul care e în mine. Știu toate versetele care să-mi dea scuze imediat, le scot de pe mânecă pe loc. Dar dacă e vorba de greșeala ăluilalt, păi stai, niță. Păi un predicator nu face așa ceva. Un predicator nu tușește, un predicator nu înghite în sec, un predicator este dincolo de orice fel de explicație științifică a unui om. Este, Superman este nimic față de aia. Aia nu se permite. Cu ăla sunt foarte strâns și cu mine sunt foarte larg. Băiatul meu ar vrea să învețe altceva de la mine. Cu alții sunt foarte larg și cu mine sunt foarte aspru. Pavel spune, mă port aspru cu trupul tău. Nu spune asta, nu? Spune, mă port aspru cu trupul meu și țin un frâu. Pavel spune, față de alții, cu un grec mă fac ca un grec, un roman mă fac ca un roman, doar îi aduc la Hristos. Pe alții, de la un om înțelept, am învățat alt lucru. Others may, alții pot, eu nu. Alții n-au decât să-și permită, eu nu. Eu îmi pun limite. Și vine și îmi spune copilul meu, tată, aș vrea să nu mai fie atât de nervos. Și atunci îmi notez, mai mă duc și mai întreb și pe nevastă, e adevărat asta? Și e posibil că ea să-mi spună lucruri mult mai serioase decât asta. O fată a zis tatălui ei, eu văd când noi mergem la plimbare că ochii îți fug. Vine câte una care este mai indecent îmbrăcată și te văd, tată, zice, la 14 ani o fată știe, ochii ți-au fugit. Așa aș vrea să poți să-ți controlezi ochii și inima și gândurile. Și așa ți-e, parcă ai vrea să-i dai 7.000 de explicații. Nu fără explicații, fără blamă, fără... Și îți notezi lucrul ăsta și ea vede că îți notezi lucrul ăsta. Am fost în casa unui bun prieten, să mai spus eu istoria asta al meu, și el mi-a zis, ajută-mă, te rog, era mai mare ca mine, a fost acum mai mulți ani, ajută-mă că în casă nici nevasta, nici copiii, nici băiatul nu mă ascultă și zice, nu se mai poate trăi aici. Și două ore mi-a tot spus istorie după istorie, cum băiatul lui e obraznic, cum fata lui întoarce spatele, cum nevastă sa, în loc să îi ține partea lui, ține partea lor, și una după alta. Și apoi m-a întrebat, zice, ce aș putea face? Zic, frate, eu știu ce aș putea face. Se rezolvă treaba de seară complex, 100%. Zice, Andrei, dacă îmi spui, zice, toate, orice zice, fac. Și am ridicat ochii spre el, că până atunci mă uitam mai alături, că el fusese boxer. Și era mare de tot și mă gândeam, zic, dacă îi spun ăsta ceva care nu-i place, s-ar putea să nu ies chiar întreg de aici. Deși era prieten foarte bun și cu tatăl meu și cu noi. Și am zis, uite ce să faci, poți să te duci diseară, să-ți aduni toată familia și să-i pui în jurul mesei și în genunchi, în fața fiecăruia dintre ei, soția ta, băiatul tău, fetele tale, plângând în hohote, dacă poți, să le ceri iertare pentru toate atitudinile și tot comportamentul tău de stres care le-a adus. Că numai din astea 2 ore ce mi-ai spus mie, la fiecare dintre lucruri, ai zis că din cauza la fata ta ai spart ușa, că din cauza la ala ai făcut aia, toate, dacă ai putea să, plângând, și el îmi spune, dacă e vina mea în toate, eu nu mai zic nimic în casa asta, nu mai spun un cuvânt. Zic, frate, nu te-am rugat să nu mai spui un cuvânt, te-am rugat să spui foarte multe cuvinte. Foarte multe cuvinte și să le spui cu lacrimi. Era un om foarte tare. Avea voință, știa ce vrea. Și era spinării, cum zicem noi. Și peste o lună, băiatul lui m-a sunat la telefon, eu eram la un turneu de fotbal, i-a zis, Andrei, vină imediat. Eram la 10 minute de el. Am venit la el acasă. Băiatul lui a venit acasă, seara, în pauză de lucru, s-a suit la etaj și a pus pistolul în cap și s-a împușcat. Eu l-am văzut acolo, în baltaia de sânge. Era o durere infernală în casa aia. Omul ăla este unul dintre cei mai buni prieteni pe care i-am. S-a schimbat grozav de atunci. Dar a trecut într-o ruptură năpraznică.
De câte ori au zis nevasta și copiii de lucruri care el trebuia să întrebe, nu ei să zică. El trebuia să întrebe cam ce ați vrea să schimb în casa asta, cam ce ați vrea să schimb la mine și să încep să ții notițe în privința asta. Câteodată copilul poate să spună niște prostii și niște neadevăruri grozave, dar tu ți-l notezi și apoi te duci în oglindă și te întrebi, oare copilul meu a văzut ceva în mine din treaba asta? Vei face treaba asta cu fiecare copil individual. Cine are mai mulți de 4 copii aici? 4 copii, cine are? 4. Cine are 5 copii? 6? Wow. 7? 8? Vine al 8-lea. 8 copii. La fiecare 3 luni, asta înseamnă că în 3 luni, acum cu ăla micul de 2 luni, cu ăla poți să faci alte lucruri, poți să-i spui din Scriptură, poți să-i cânti, poți să faci alte lucruri. Dar cu ăștia care sunt mai măricei, să zicem 5 din ei, 3 luni, deci la fiecare cam 3 săptămâni, unul din el este cu tine și tu cu caietul de notițe sau soția ta, dar în general tatăl e bine să facă asta și încep să-i pui din toate astea 10 de întrebări care le am eu și care vi le trimit dacă îmi trimiteți un e-mail, îi pui 4 din ele, nu mai mult de atât, că data viitoare îi pui altele. Și în decursul unui an ai trecut de 4 ori în lucrurile astea și copilul tău știe un lucru. Tatăl meu vrea să mă cunoască. Mama mea vrea să știe cine sunt. Între mine și ei este un fel de relație cum este între noi și Dumnezeu. Am încredere în el de plină, știu la cine să fug în ziua necazului, știu unde să mă mărturisesc când am căzut, știu la cine să, cu cine să vorbesc. Sunt doi care mă cunosc pe dinăuntru și pe din afară. Când m-am prăbușit, m-am dus la ei, inima mi s-a rupt când a intrat băiatul meu în cameră și mi-a zis de treaba cu pornografia, dar după câteva minute mi-am dat seama, am construit între mine și el un pod. Și când a fost la ananghie, a venit alergând pe podul ăla. La capătul ăla eram eu și împreună cu mine era Dumnezeu și am putut să duc copilul meu înaintea lui Dumnezeu. Merită copilul dumitale odată la 3 luni o oră de interviu și să ți se rupă inima în fața lui? Dacă nu merită, nu merită, îi spui. Bă, băiete, tu nu meriți 2 bani. Și cu asta dă-l la alții, la adopție. Dar dacă merită copilul ăla, poți să faci pentru el unul dintre cele mai importante lucruri. Și asta e unul. Poți să începi să înveți cum să cunoști cu adevărat copilul. Și într-o zi mergi fără la rugăciune și spui lui Dumnezeu, Doamne, cunoaștem calea, cunoaște-mă și vezi. Și ți-aduce aminte, eu vreau să fiu cunoscut și copilul meu vrea să fie cunoscut. Vulnerabilitatea și onestitatea, asta am apreciat la tatăl meu, unul dintre cele mai mari lucruri care l-am apreciat. Au fost două lucruri în viață care tatăl meu m-a condus la credință. Unul a fost că știam, tatăl meu avea 2 facultăți, era un geniu. Știam că nu e un dobitoc. Dar în fiecare dimineață pe la 5, intra în cameră la noi, trăgea un scaun la mine și la fratele meu, trăgea un scaun, eu eram cu capul la perete, dar l-auzeam. Și începea să vorbească cu cineva timp de o oră. Și îi povestea vrute și nevrute. Îi povestea despre noi, despre mama, despre el, despre unul care vrea să-și caute o nevastă. Și eu știam, tatăl meu este un om extraordinar de inteligent, ăla nu vorbește cu pereții. Cu cine vorbește atâtea lucruri, atâtea intime? Știam, tatăl meu vorbește cu cineva. Acel cineva trebuie și eu într-o zi să-l cunosc. Și apoi era tatăl meu care era transparent. Vorbea cu noi transparent, nu își ascundea greșelile, nu se ferea. Cineva i-a zis o dată în biserică, ce fel de pastor e la care spune despre căderile lui? Pentru că învățase să fie transparent și lucrul ăsta am știut. Asta înseamnă că relația lui cu Dumnezeu este absolut autentică, nu e fabricată, nu e falsă, nu este surogat, este autentică. Unul dintre lucrurile astea le putem și noi învăța în seara asta. Eu n-am putut să vă spun lucrurile foarte în detaliu, ce se poate face în detaliu. Dar voi dacă mai trimiteți mie e-mail și mai putem comunica, fie la telefon, eu vă pot trimite o listă întreagă de întrebări și explicații cum să le puteți folosi cu copiii voștri.
în așa fel încât să vă puteți ruga în mod inteligent și duhovnicesc pentru ei, nu umblând în orbire. Acum, uite ce am să... La cât trebuie să terminăm noi aici? Suntem cam pe terminate? Da. Eu aș fi vrut să știu dacă voi aveți vreo întrebare. Vurbrand, unul dintre mentorii mei a fost Vurbrand, el când mergea și spunea cine are prima întrebare, nimeni nu are prima întrebare. Și atunci spunea direct cine are a doua întrebare. A doua întrebare aveau oamenii. Poate aveți vreo întrebare sau ceva la care aș putea să încerc să vă răspund sau eu știu, ceva care aveți pe inimă și ați încercat să... uite ce am să fac. Da, ia te rog. De la ce vârstă putem să legăm, cum să zic, să punem întrebările acestea copiilor? Practica de, care dumneavoastră ne-ați explicat de la, așa de bine. De la vârsta la care ei, uite, în casă la, unde stau eu la Bogdan, cât are asta ta mică? 4 ani. Aia știe să vorbească românește și franceză, este deja capabilă să înțeleagă la nivelul ei. Nu o întreb despre cine știe ce probleme adânci și psihologice, o întreb la nivelul ei. O întreb ce îți place ție cel mai tare, ce îți place la mine cel mai tare, ce nu îți place la mine cel mai tare. O zic că nu-mi place că nu-mi dai bomboane. O faci la vârsta ei, nu e nevoie să-ți iei notițe, dar la vârsta, ea trebuie să înțeleagă că din când în când tatăl ei, mama ei, o întreabă pe ea, un copil de 4 ani. 4-5 ani poți să începi să ai deja... La 4 ani, îi citești din Scriptură copilului tău? Deci îi povestești din Scriptură. Păi Scriptura e mult mai grea decât întrebările astea care ți-am spus eu. Da, frate, spune că seara povestește cu copiii, ceea ce e un lucru magistral să faci în fiecare seară așa ceva. Mai are careva vreo întrebare? La început vorbeam foarte mult despre animale, despre unii. Apoi, acum are 4 ani și câteva luni și am spus să-i spun, de exemplu, am început cu noi. Foarte bine. Învățătura Scripturii se face picătură cu picătură. Picătură cu picătură. Eu am în subsol un ciment de vreo 15 centimetri și după vreo 3 luni, după ce am construit casa, avea o gaură de sus până jos ca la un laser. Și m-am uitat deasupra și era o țeavă care picura o picătură la 3 zile. A găurit cimentul ăla în 4 luni de zile, perfect. Asta este abilitatea unui părinte de a pune picătură cu picătură lucrurile lui Dumnezeu înăuntru. Am mai primit două întrebări aici. Cum ați procedat să iertați complet pe cel care v-a furat banii? Și a doua, cum trebuie să mă rog pentru copilul meu? Am intrat la un moment dat în panică, cum am zis, că mi-am dat seama că nu mai sunt căsătorit cu nevastă mea, sunt căsătorit cu el. Îl visez noaptea în pat. Nu aveam nevoie de el în pat la mine. Și atunci m-am hotărât și învățasem de la oameni înțelepți ca să poți să ierți pe cineva. Trebuie prima oară să-i găsești tot felul de scuze și scuze i-am găsit. Era un om destul de debusolat, avea foarte multe probleme, intrase în tot felul de alte înșelătorii, umblau oamenii după el, a trebuit să-mi fure banii mei ca să scape cu viața dându-i la alți mafioți care ea nu erau chiar așa înțelegători ca mine și l-am înțeles în stilul ăsta. Apoi a trebuit să mai fac un pas. Ca să poți să ierți cu adevărat pe cineva, trebuie să-i faci un bine. Trebuie neapărat să-i facem bine. Știu despre doi tineri care au fost înșelați de partenerul lor de business și el a plecat cu banii și 6-7 luni nu puteau să doarmă. Nu mai lasă să gândeau. Cum ne-a putut ăla să facă așa ceva? Cum ne-a distrus firma? Cum ne-a luat toți banii? Cum ne-a luat clienții? Eu care l-am adus aici, eu care l-am tratat cu bine, ca în Biblie, cel care mânca din blid cu mine, a ridicat. Cum s-a întâmplat asta? Și aveau dreptate în toate astea, dar degeaba aveau dreptate. Că amărăciunea pe ei rodea, pe ăla n-avea nicio problemă. Ăla trăia bine, mersi. Și într-o zi au zis, nu se mai poate asta. Trebuie neapărat să ne eliberăm de asta. Dar cum să facem?
Și s-au interesat ei și au văzut că ăla cu metodele lui ajunsese iar la Nanghie. Repetase aceeași treabă și în orașul unde era la Nanghie. Și a zis cum am putea să-l ajutăm pe omul ăla și au strâns un ban și l-au scos pe omul ăla dintr-o încurcătură și dintr-un împrumut care intrase. Ăla n-a înțeles cum de-au făcut ăștia pentru el așa ceva, dar ei au spus în prima noapte după aia, am dormit așa de bine, așa de bine. Amărăciunea este un lucru care distruge victima, nu distruge pe cel care a creat problema. Iar în privința cum să mă rog pentru copil, încep de la... Există un copil care vine acum, nu? E, cu ăla faci lucruri grozave. Din cauza că ăla nu poate să fugă nicăieri. Ăla este captiv. Orice faci, el tot acolo e, nu poate să plece. Și atunci, în fiecare seară, iei Scriptura și începi să-i citești. Pui mâna pe stomacul soției și începi să-i citești. Există puterea binecuvântării. Poate duminică vă voi vorbi eu de arma cea mai formidabilă care o avem ca părinte, cum să ne binecuvântăm copiii într-un mod foarte, foarte practic. Cum să aducem peste ei puterea lui Dumnezeu. În cel puțin trei feluri diferite. Și pui mâna pe... și începi să-i spui copilului tău, citești Scriptură. Pasajele alea din Biblie, care le-a învățat pe din afară, le-a citit fratele mai devreme. Fiule, dacă vei primi... Fiule, poate ai un fiu, nu știu. Dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere și... Ce se întâmplă este că între tine și copilul ăla tău, știi, Scriptura spune, oile mele cunosc glasul meu. Copilul ăla va cunoaște glasul tău. Eu știu caz în care părintele a făcut lucrul ăsta pe tot parcursul sarcinii și când s-a dus soția să nască, ăla stătea de-a curmezișul, nu știu, zicea brici, pe zicin. Nu vrea să învârtă și au încercat doctor. Doctor a zis, până la urmă, trebuie neapărat să facem cezarian. Și tatăl a zis, ia lăsați-mă pe mine 3 minute. Și a pus mâna și a zis, mă băiete, vezi că stai prost aici. Învârte-te, te rog, și spune, sub mâinile lui copilul s-a învârtit și nevasta a născut. Învățase copilul vocea tatălui. Poți să începi să aduci pe Dumnezeu dinainte ca el să vadă lumina soarelui. Și apoi poți să faci ce face fratele nostru în fiecare seară, în fiecare dimineață, lucruri de genul ăsta. Noi nu avem destule zile aici să mai pot eu, dar mai mă invitați vreodată și vă mai spun alte lucruri. Cum poți să schimbi viața copilului tău în 30 de minute în fiecare dimineață? Complet, tot, gândire, tot, sentimente, tot. Mai era vreo întrebare? Cam asta este. Uite ce aș face eu dacă mai îmi dați 5 minute. V-aș cânta o cântare făcută de fratele Vorbrean. Fratele Vorbe, am făcut o serie de cântări. Unii oameni le cunosc, unii nu le cunosc. Este o cântare care a făcut-o fratele Vorbean când era în închisoare și pe geam vedea numai câteodată avea zăbrele și mai vedea câteodată o bucățică din lună și trecea până depresie foarte mare și Dumnezeu i-a pus o cântare în inimă pe care apoi mama mea a învățat-o și am învățat-o de la mama mea. Mm-hmm.
Ză Domnul minunat, dar drumul e ascuns. Lucrează Domnul minunat, dar drumul e ascuns. Lucrează Domnul minunat, dar drumul e ascuns. De nori e cerul întunecat și țelul greu de ajuns. Ca în străfundul minelor făurește planul său și scoate cu un gest precis mult bine chiar din rău. El planul și-a îndeplinit și creangă va da flori. Modest în muguri pomul e, dar fi va roditor. Pe cel ce stă al cerceta îl lasă fără răspuns. Dar pentru omul credincios el nu rămâne ascuns. Fiind pace, turmă mică, deci când valuri grele vin, el îți dă har și binele revarsă el din plin. Fiind pace, deci, căci numele nici când nu îți va uita. Trist destin lucește fața sa, că-și lucrează Domnul minunat, dar drumul e ascuns. Lucrează Domnul minunat, dar drumul Domnul să vă binecuvinteze.